Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft. E vremea pentru un nou draft, bombă de vară. Azi facem o echipă magică și începem cu 15.000. Ia să vedem ce sisteme vin. Și este un 4-3-3 holding, sistem super bun pentru drafturi. Și bombă, ce aici este direct Ginola, e David Ginola, care este absolut fantastic. 5-5, 28, unul dintre cei mai tari atacanți. Este un start cât se poate de în forță pentru acest draft și, bineînțeles, trece Gino acolo, vârf. O să vedem acum în stânga și este ABD pe lea, avem 2 de 98 în startul acestui draft. 2 de 98 heroes acolo cu link între ei. Foarte bine intră ABD pe lea. Are și link-uri revers cu oamenii din Bundesliga. Și ce avem aici? Este și Messi. Lionel Andres Messi este omul care completează o tripletă nemaipomenită. N-am mai avut o tripletă așa niciodată, probabil 3 din 3 peste 97. Iar mai departe mergem cu mijlocași și centrali. Banega are un link cu Messi, e argentinian, nu o să aibă cu alți jucători, dar nu prea avem ce să luăm de aici. Este un jucător foarte bun care totuși mă gândesc că nu va rămâne titular. Trebuie să mai vină un alt argentinian pentru asta. Celălalt mijlocaș central, iar aici avem Pogba, Modric și cred că se potrivește mai bine. Paul Pogba are perfect link cu Ginola. Modric e bun, are și o variantă de 97, dar e probabil să nu aibă loc acolo. Având acea tripletă, n-are link-uri cu acei jucători. Paul Pogba mai degrabă poate va ajuta echipa acolo la chem. Și ce mijlocaș defensiv vine, este o echipă prea bună. Kohler, un alt hero. Link verde cu ABD, link și cu Gino. Și l-am mai avea pe Delen, care ar avea link cu Messi și Ginola. Dar Kohler are destule link-uri care ne-ar putea ajuta. Este un fotbalist foarte bun. Avem 3 heroes acolo, stânga, shapeshifteri. Este o selecție nemaipomenită de jucători până acum la acest draft. Hai cu like acolo pentru această echipă, care până acum este una scandaloasă. Fundaș stânga, am prins la fix ce aveam nevoie. Este Rossilion, cu varianta asta de 88, care n-a venit prea des la draft. Este cu 99 pace, un fotbalist foarte bun acolo. Link verde cu Kohler, link-uri și cu alți fotbaliști francezi care ar putea să vină în apărare. Am dat lovitura cu el. Iar în sfârșit un CB, ceva mai slab, un jucător mai slab care vine în echipă. Probabil este germanul, e de Premier League. Nu prea avem ce să luăm ca să funcționeze. O să vină acest Koch de la Leeds în echipa noastră. Încă un fundaș central, mamă, Tierney, 94 Tierney. Mai e și Willy Saliba, dar e cam tank Tierney la 94. Hai cu Tierney. Fundaș dreapta, Dani Alves, 93. Mamă, ce echipă este. Dănuțul Alves. Iar în poartă n-avem un portar prea tare. 93 rating pentru această echipă. Benitez. Poate ne ajută Benitez, dar e pe ligon, n-are nicio treabă cu ce avem pe acolo. A venit și Kylian Mbappe. Mamă, avem pe Mbappe de 97. Stați puțin, că este nebunie. Kylian Mbappe, Ginola, ABD, Messi. Nu pot să cred ce echipă avem în aceste moment. Chem să fie și este unul dintre cele mai tari drafturi pe care le-am făcut posibil vreodată ritmul acesta. Neymar ar avea link verde cu Mbappe. Puteți să facem tripleta de la PSG acolo. Mai este Robertson, dar o să-l aleg și pe Neymar. Ce jucători ofensivi avem. David Silva, Klaus și Salah. Klaus acolo în dreapta, nu știu cât de tare ne ajută. Banega momentan e mână moartă. Hai că iau și pe David Silva, o riscăm rău de tot. Trebuie să mai iau și pentru chem în curând. Mamă, Teo Hernandez și Madison. 95 pentru Madison. Ce rating aici. Avem nevoie în apărare de jucători. De preferat de Premier League. Trent este o soluție și are și Shadow. Mai este Christensen și îl mai avem pe Grimaldo. Trent se potrivește pentru echipa noastră. Ne va da niște chem în plus de văzut cum putem să legăm lucrurile aici pentru full chem. E posibil să fie un 194. Toko Ekambi. Mai este un CB de Premier League, nu ne dă un plus. Îl aleg pe acest Jansson.
Cine știe când ai nevoie de el. Ce rezerve. Hai cu un fundaș central tare. Kiminge, dar de la Fener. Hakimi, dacă ar mai veni un mijlocaș central de la PSG, am putea face partea pariziană. Altcineva, nu cred că oferă un plus, poate să-l ofere Hakimi. De văzut ce jucători mai vin. În atac avem tot ce ne trebuie. Uite-l pe João Cancelo și nou Hernandez. Dar intră foarte bine Rosilio în stânga. Benedetto ar mai funcționa puțin, dar cred că îl aleg pe João Cancelo. Să mai avem pentru chem oameni. La mijloc trebuie să mai vină fotbaliști. Ito nu este ce trebuie. N-avem chemul. A, nu se poate. Tussar e din Germania. Avem Reina și Benrahma. Dar poate să fie util acest Tussar. Hai că-l iau pe el. Nu știu dacă ne ajută neapărat. Are 76. N-avem oamenii cu linkurile la mijloc. Asta e marea problemă. Blas, cred că oferă un plus Blas. Yeah, cu Blas poate. Și sus să fie Mbappe. A, portarul e o problemă. Ia, cu un portar de Premier League poate avem full cap. Leno. Hai că e foarte tare Leno. Are linkul verde cu Tierney. Și avem full cam, dar ne scad acei jucători destul de mult. Avem un 193 cele din urmă, luăm și la antrenor. Cu Shino PCB este un 193. Nu este 194 pentru că au lipsit câteva piese. Dar este o echipă fabuloasă. Și antrenor, cred că vom lua antrenor argentinian, nu știu, poate ne ajută. Ce-i drept, avem o echipă stelară de data asta. Tussar, Blas, mijlocul scade ratingul, dați seama cu un mijloc din ăsta, cu 3 fotbaliști slabi și avem un 193, ce ar fi fost cu 3 mega fotbaliști acolo, eram sus de tot, putea fi și un 195 la ce atac este. Messi, Mbappé, Abedi, Ginola, este atacul promis. Intrăm în primul match, 192, Ronaldo și Pele, Messi acolo, Abedi, bă, s-a dat drumul la drafturi senzaționale. Ce carduri are, doi prea mai când moments colosali. Holler, Mbappé, Messi, controlează bine, e deposedat în prima fază, dar revine și e un finez la colțul scurt, trimis direct în poarta lui Fabianski, 1-0 prin Messi. Și face și modificările care trebuie făcute aici cu Messi mijlocaș central, o să stăm și mai bine. Ginola, primește Abedi, urcă și Kylian Mbappé și va veni mingea pentru Kylian Mbappé, este gol! Carambol acolo, minge respinsă de portar fix în Gino, care a dat gol că s-a lovit mingea de el. Mi-amintește de Capetanos pe vremuri, când se lovea mingea de el și marca sau alți jucători din ăștia care au dat golul la pomană uneori. Ăsta a fost un gol aparte și se cheie meciul la 2-0. Are 91 rating, Pele acolo. Vlahovic toți, dar apărarea nu e ce trebuie. Uite aici, apărarea este jos de tot, n-are nicio șansă cu Dan Burn și jucători din ăștia. Mbappé, a trecut Kylian, e lobul care se duce în poartă. 1-0 cu Kylian Mbappé încă din startul partidei. Ce ușor merge. Oh, centrare la Vlahovic. Bună decizie. Inal Vlahovic dă bine cu capul. Nu văd că a și lovit mingea acolo. Dar s-a ținut Leno bine. E un portar destul de bun Tunarul. Și iată-l pe Abedi Pele. Mingea înapoi către Dani Alves. Ginola, Kylian, Dănuțule acolo. Băi, merg către poartă ca nebunii ai noștri. Abedi la Ginola. Este Messi pentru Kylian. Bine de tot cu Maghidi Kienselu. 3-0. Ce am defilat până aici, 3-0 în 11 minute în a doua partidă. Oh, iar sunt spații foarte mari. Și mingea la Ginola. Scărița promisă cu timing pe verde. Foarte bun Ginola în atac. Ce-mi place să joc cu acest Ginola de 98. 4-0 deja.
Ginola pentru Kylian. Și continuă Ginola această cursă. Puțină șansă. Mingea rămâne la Mbappé. Dani Alves driblează un adversar. Continuă. Faza de pase a fost impecabilă. Și în exterior al lui Messi de pe loc. Rupere. Oh, a centrat bine, mă. Am scos părtarul la iurea. Îl centrează către Talisca. Altă matahală acolo în față. Oh, Gino a trecut. E 6 la 1. Se trece foarte ușor, cel puțin în acest match. Cam la fiecare câteva minute este o șansă de gol. Atacul cu capul din corner. Da, bună centrare la Varan. Destul de departe, am scos portarul și a avut timp să dea cu capul Rafa Varan. E 6 la 2 la pauză. A trecut Talisca cu lobul. Opa, e 6 la 3. Posibil să fie revenire în repriza a doua. Dacă mai dă un gol sau două, se apropie rău de tot. Ce pasă de Messi printre cei doi fundași. Iar Mbappé trece cu ușurință. 7 la 3. I-am pus viteza în valoare lui Kylian Mbappé. Rămâne diferență de 4 goluri. Mbappé cu mingea către Ginola. Este voleul în bară. S-a aflat în Sabedi acolo. Ce șut bombă, Gino. Este 8 la 3 pe finalul de meci. Multe goluri. Da, s-a fluierat direct. Arbitrul nu m-a mai lăsat să mă atac o dată. Este 8 la 3 și sunt două victorii. Continuăm cu meciul 3. 91 rating. L-a pus pe Capita pe postul de cam. Dar are link verde cu Neymar și cu Dani Alves. A rezolvat acolo niște piese importante să le țină în full cam. Este o echipă cu 2 icons, câteva carduri speciale, dar uite că n-are un rating foarte mare la echipă. Toate astea ar putea să joace foarte bine în acest 4-2-2-2, dar deja trecem cu Abedi. Este pasa numai bună către Blas și Blas reușește să marcheze. Ce înseamnă să ai cu echipier de nivel înalt până și Ludovic Blas, francezul de 81, a reușit să dea lovitura de data asta. Oh, Abedi. Ce ușor a trecut, are și foarte multă forță, iar Messi l-a lansat pe Kylian. N-a putut să-și facă preluarea Mbappé. Pasa a arătat foarte bine. Greșește aici și înscriem. Șut bun plasat acolo între cei doi fundași. Iar Ginola face 2 la 0. Pare că din nou va fi o misiune ușoară. Dani Alves numai bine acolo cu pasa la Ginola. Și Abedi cred că va trece fără probleme, doar cu sprint, nu? Iată că s-a ținut foarte bine fundașul. Ne-am oprit. Ginola pe roșu. Nici nu contează. Am făcut un timing în ultimul hal, dar tot am scris acest fotbalist de 98 rating. 3 la 0 în 12 minute. Ce scoruri avem astăzi. Foarte tehnic Messi. Mbappé a dat pe lângă minge. Nu e meciul lui Mbappé. Nu știu de ce mi se pare așa. Zici că a băut. A venit beat la meci. Ca Gabi Tamaș. Ginola. A continuat Ginola, scărița, a vrut prea multe. Mbappé, în viteză, Kylian e singur, încearcă de două ori, dar tot Ginola marchează. Ambele șuturi destul de slabe, a dus totul către completarea hat-trick-ului lui Gino. Și trebuie să întoarcem la Trent, urcă Trent ca la Liverpool, trece de doi, pase la Lionel Messi. N-a ezitat Messi, 5 la 0 cu un șut la scurt. E manita completată în 31 de minute. Oh, bravo Abedi. Messi. Mingea la Pelé. Dani Alves. Fără probleme aici cu Dani Alves. Trecem de toți fundașii. Nu poate să facă un tackle. Este 6 la 0. Formidabil. Ginola cu Mbappé. Lobul lui Mbappé foarte bun de data aceasta. 7 la 0. A trimis-o perfect cu piciorul stâng. Altă treabă aici. Messi. Finesul lui Messi este gol. Ăsta da fines. Fines de 8 la 0. Câte goluri în meciul 3. Am văzut foarte multe goluri în acest draft.
principal pentru că adversarii nu ies. Astfel s-au dat destule. A s-a plărat vex când scăpa pe din singur, dar așa e la scoruri din astea. Meciul se încheie 8-0 și am ajuns în final. Finala draftului, 91 rating, va pe Team of the Year, Dinio Moments, l-are pe Jack Grealish, 5 stele skill moves, toate cele acolo în centru, în 4-5-1 atac. Uite că la fiecare adversar am văzut câte un icon, câte un card din ăsta de top, cum e Mbappé Team of the Year la oponentul meu din finală. Sunt echipe bune per total. Coller pentru Messi, a trecut Messi, mai trece de un adversar, Lionel Messi, a driblat tot, este 1-0. Super pe dribbling Lionel Andres Messi, altă treabă cu el. Kylian Mbappé a plecat. E și Ginola aici. Vine și centrarea, Ginola însă îl ia la țintă pe Lloris. Putea fi 2-0. Ginola cu centrarea în piciorul lui Militao, dar acolo este Dani Alves. O scoate Lloris și n-a mai venit pasta la Gino. O, ce minge direct la Ginola. Vine și Mbappé. Aste, centrare pentru Mbappé și gol. Lloris nemișcat, n-a avut ce să facă. Este 2-0 și iese adversarul din finală mai repede decât ultimii doi care au jucat până să trăna meciul. Un draft ca ăsta merită și un premiu pe măsură. Și pentru cele 4 victorii sunt 2 rare gold pack-uri și un premium gold pack. Vedea imediat premium gold pack-ul. Dar mai interesante sunt pachetele alea de la final, cele 2 rare gold pack-uri. Din premium gold pack nu e mare lucru aici. Rare gold pack, un pachet care poate aduce ceva. Din păcate nu. Rămânem cu ultimul pack. Poate să ducă spre profit draftul. E un shadow. Poate se va vinde. Am mai multe, oricum nu le-am mai pus la vânzare, dar încă am peste 1 milion de coins. Stau bine acum pe finalul de joc. Am păstrat special banii pentru cât mai multe drafturi și nebunii din astea. Și este doar Borz din acest pachet. Un spaniol. Dani Carvajal, hai că e bine. Carvajal este 8000, iar Tadic este 3500. Ceea ce înseamnă că am făcut puțin profit de această dată. Poate îl vindeam și pe Kier, dar îi dau cu Excel în aceste momente. Sper că v-a plăcut acest mega draft. Mai vin astfel de echipe, jucătorii buni sunt acolo și vor ieși cât mai multe drafturi din astea forță pe timpul verii în continuare. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!